Salut, sunt Tiberiu de la cel.ro și azi povestim despre o diaxa făcută pe AMD cu 7800 X3D, favoritul gamerilor, și RX 7800 XT, care concurează cu RTX 4070. Primești două jocuri la alegere dacă cumperi o placă sau o diaxa cu RX 7700 XT sau 7800 XT. Treaba asta e valabilă până pe 27 iulie 2024. Să vedem acum benchmark-urile. În Cyberpunk cu FSR 3.0 am scos 281 FPS în Full HD cu setări Ultra și 190 FPS în Quad HD. Spre comparație cu 4070 Ti Super, doar 217 FPS în Full HD și 143 în Quad. În Super Position avem 22.759 de puncte. În Time Spy 17.834 și doar 12.809 la procesor. În stil Nomad avem 40 de FPS. Acum să ne uităm la sistem. Cu Diaxa negreșit faci succes. Diaxa. Faci succes în jocul favorit. Diaxa. Cu Diaxa negreșit faci succes. Diaxa. Faci succes în jocul favorit. Diaxa. Nu! Nu dați banii pe prostii! Mult mai bine luați Diaxa la copii! Diaxa! Pentru că Diaxa e un calculator bun! Diaxa! Are luminițe, luminițe! Pe cum pomul de Crăciun! Diaxa! Piesele sunt atent selectate și testate! Diaxa! Nu! Nu trebuie să le iei tu pe încercate! Oricare din cele 150 de configurații ai cumpăra! Diaxa este un calculator pe care te poți baza. Și să vedem ce am pus în el. Avem o placă video Radeon RX 7800 XT Gaming de la Sapphire cu 16 GB GDDR6 și 256 de biți. O placă de bază MSI Pro B650S cu Wi-Fi și DDR5 pe socheta M5. Duce până la 256 de GB DDR5. Are două sloturi M2. 2.5 GB LAN și Wi-Fi 6. Răcirea e GameX Iceberg Infinity de 240 IO. Procesorul este un AMD Ryzen 7 7800 X3D, așa cum v-am zis, care are 8 nuclee frecvență turbo de 5 GHz și marea șmecherie cu el este că are 96 de mega cache level 3, plus încă vreo 8 level 2, deci în total 104 mega cache. Memoria este un Corsair Vengeance de 32 de GB, kit de 2x16 GB, DDR5 la 5200 MHz. Sursa este un Engine Down de 750 W, este compatibilă, nu este certificată 80 plus bronz și știe activ PFC, iar SSD-ul este unul de 2 Tera de la Seagate. Da, cam atât avem pentru ziua de azi, ne auzim la următoarea Diaxa.